Pentru mulți dintre români, magia unei slujbe în Occident îi determină să facă tot posibilul să părăsească meleagurile natale. Așa se face că unele zone din țară au cunoscut chiar depopularea ca urmare a migrației localnicilor. Țara Făgărașului are mulți fii plecați, dar tot ea oferă un exemplu demn de luat în seamă. Familia Fuciu a lăsat în urmă experiența Germaniei și de ani buni coace o pâine extraordinară la țară. Am început în 1993, după ce am venit 6 luni de azil în Germania. Am văzut care sunt situațiile acolo și cum se începe o firmă, cum se conduce, care sunt criteriile de libertate sau democrație, mai bine zis. Am zis că, indiferent, fie pâinea bună, rea, tot mai bună în țara ta. M-am întors acasă și ne-am deschis firma în 1993, fiind începători, fără bani, fără sprijin. Ne-am adaptat condițiilor și de atunci am prosperat cu pași micuți. Odată cu trecerea timpului, brutăria a ajuns să livreze în toată țara Făgărașului cozonaci, pâine cu cartofi, cornuri și brânzoaice. Piața ne-a cerut investițiile să fie pe măsură și cheltuielile tot pe măsură, adică cheltuielile să fie mai mici. Afacerea s-a dezvoltat cu produse de patiserie tradiționale, fără aditivi, dar cu o infuzie de bani europeni. Am încercat să completăm segmentul panificației, încercăm să diversificăm produsele. Încercăm să intrăm pe piață cu produse de casă, pentru că, într-adevăr, în momentul de față, zicem noi că pe linie de cofetărie chiar lipsesc aceste produse care cândva erau preferatele tuturor. No, încercăm niște rețete care sperăm să prindă. Suntem în fază de început. Sperăm să meargă. Ne străduim. Am achiziționat această linie din 2008 și avem absolut tot ce ne-ar trebui ca să putem să producem. Sperăm să fie un drum bun pe care pornim. Cei care ajung în zona Făgărașului ca turiști sau pur și simplu în tranzit pot vedea că alături de familia Fuciu, mulți alții și-au dezvoltat mici afaceri. O păstrăvărie, plantații de căpșuni, afine și chiar trandafiri. Totul ca să rămână acasă.